Hey love și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi m-am hotărât să fac un tag, astfel să mă cunoașteți și voi un pic mai bine. Și da, am aici pe calculator toate întrebările, așa că o să arunc o privire, să citesc întrebarea și să vă dau răspunsul. Prima întrebare. Porți numele cuiva? Da, port numele Sfântului Nicolae, eu sunt născută fix pe 6 decembrie. Prin urmare, mama a hotărât să mă boteze Nicol. Asta este istoria numărului meu. Când ai plâns ultima oară? Nu știu, plâng destul de des, plâng din orice. Plâng când sunt fericită, plâng când sunt tristă, plâng la filme. Deci cred că ultima oară când am văzut un film trist am plâns. Ai copii? Nu am copii, dar am un pisoi care îmi mănâncă zilele și care miaună într-una și care nu mă lasă să mă odihnesc. Deci da, probabil că este exact ca un copil mic. Dacă ai fi o altă persoană, ai fi prietenă cu tine? Da, și prietenă cu mine. Eu sunt așa cum sunt pentru că consider că e bine și pentru că îmi place modul în care sunt. Deci da, cu siguranță aș fi prietenă cu mine. Folosești de sarcasm? Da. Sarcasmul și ironia sunt singurele moduri în care eu știu să glumesc. De aceea mulți oameni îmi spun că glumele mele sunt un pic nesărate. Tocmai din cauza că sunt extrem de ironizate și finalizate. Vei face vreodată bungee jumping? Nu. Clar nu. Mi-e frică de înălțimi, mi-e frică de sentimentul ăla de adrenalină pe care oamenii îl iubesc. Deci nu, cu siguranță nu vei face niciodată bungee jumping. Care este cereala ta preferată? Acum nu mi-e clar dacă se referă la cereale din alea pe care le cumperi în comerț sau cereale în general, dar am să răspund la prima variantă, în cazul în care e vorba de cereale. Îmi plac mult cereale Ciocapic, dar nu am mai mâncat de ani de zile. Care este primul lucru pe care îl observi la oameni? Păi este firesc că prima oară când vezi un om, îl vezi cum arată pe din afară și mă uit în general să fie un om curat. Să aibă haine curate, să fie îngrijit, nu să fie o persoană, nu știu, răpămoasă. Ce culoare au ochii tăi? Ochii mei sunt căpăi. Filme de groază sau finaluri fericite? Clar finaluri fericite, nu-mi place să mă uit la filme de groază, mi-e frică de filmele de groază, visez urât după filmele de groază, deci clar finalurile fericite sunt pe placul meu. Mirosul preferat? Îmi place foarte mult mirosul de scorțișoară. Și dacă vorbim despre un parfum anume, îmi plac mai multe parfumuri. Îmi place Black XS-ul de la Paco Rabanne, Black Opium și ce mai place? Și Amour Amour de la Cacharel. Vara sau iarna? Vara. Computer sau televizor? Bună întrebare. Păi, cred că televizorul, pentru că pot să mă uit la televizor și în același timp să stau pe telefon. Deci, clar, televizorul. Unde ai fost cel mai departe de casă? Cel mai departe de casă am fost atunci când am fost în Anglia. Cred că acolo am fost cel mai departe. Dacă ai vreun talent special? Nu. Din păcate, nu am niciun talent special. Mă chinui de când sunt mică să-mi descoper un talent. Am încercat să dansez, să desenez, să cânt, să fac orice, dar nu. Din păcate, nu am niciun talent special. Dacă ar auzi tata asta, ar spune nu că tu ai un talent și anume să scrii poezii. Deci da, probabil că ăsta este talentul meu. Dar nimic altceva. Sunt bună în versificație, fac versuri destul de rapid. Unde te-ai născut? M-am născut la spital, dar bănuiesc că se referă la orașul în care m-am născut și acela este București. Care sunt hobby-urile tale? Păi, în momentul de față, YouTube-ul cred că este cel mai important hobby al meu. Și după aia, nu știu, îmi place să merg la film, foarte mult îmi place să merg la film. Îmi place să mă plimb, să petrec timp cu oamenii dragi mie. Nu știu, să mă machez. Da, să mă machez. Deci, cam astea sunt hobby-urile mele. Dacă ai animale? Da. Știți foarte bine că am o pisică, un motan de fapt, care cheamă Minx Mau și care îmi mănâncă urechile pentru că miaună într-una, mereu vrea câte ceva,
mănâncă și după aia vomită și da, nu știu, nu este pe aici să vi-l arăt, dar l-ați văzut în alte videoclipuri și deja îl cunoașteți, este cunoscut. Până acum mie un alt nu m-a lăsat să filmez, acum văd că s-a potolit un pic. Filmul preferat. Pe departe, filmul meu preferat este Titanic. E cel mai frumos film din toți anii ever și nu cred că o să fie un film care să reușească să-l detroneze pe acest. Care este culoarea ta preferată? Culoarea mea preferată este roz. Toate lucrurile mele sunt roz, camera mea e roz, îmi place rozul, este culoarea mea preferată din toate timpurile. Ce îți dorești să te faci când o să fii mare? Când o să fiu mare, îmi doresc să mă fac un om. Un om cu o carieră, un om cu o familie, un om împlinit din toate punctele de vedere. Și da, acestea au fost cele 21 de întrebări. Sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți în comentarii dacă vă plac genul ăsta de videoclipuri și dacă vreți să mai fac sau dacă aveți o altă întrebare pe care vreți să-mi adresați. Noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip și până atunci vă rog să dați like, share, subscribe, toate lucrurile alea drăguțe și importante. Și dacă vreți să mă urmăriți pe Instagram, Snapchat sau alte lucruri pe care eu le dețin, așa că v-am pupat și ne vedem curând. Pa!